Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu de la distanță. Îl avem alături de noi, așa cum v-am obișnuit, pe domnul Virgil Chița, candidatul PNL la primăria Constanța. Să discutăm puțin despre calitatea serviciilor publice și anume contractele care deja există între firmele private și primăria Constanța. În intervențiile anterioare vorbeați dumneavoastră despre serviciul de salubritate, care nu este la standardele la care ar trebui să fie. La fel, putem să discutăm puțin și despre termoficare. Știu că în planul dumneavoastră vorbeați puțin de acest sistem de încălzire centralizat, să încercați să-l repuneți pe picioare și în așa fel încât constanțenii să poată să beneficieze de un serviciu centralizat de termoficare. Dacă m-ați întrebat care sunt principalele trei probleme ale Constanței în momentul de față, eu v-aș spune fără să ezit. 1. Economia despre care am vorbit, 2. Calitatea serviciilor publice și 3. Cheltuirea judicioasă a banilor publici. Adică ceva, ultimele două sunt conexate, pentru că eu am constatat și cred că și cetățenii au constatat că raportul calitate-preț la unele servicii pe care unii privați le fac în beneficiul constanțenilor este defavorabil. Deci există o risipă a banului public și contractele astea, pecuniar vorbind, nu corespund calității. S-o luăm pe rând. Vorbeați de contractul acesta de salubritate. Mă rog, las la o parte faptul că el este acum... Știți foarte bine că firma respectivă de salubritate... Mai exact, patronul, pe baza acestui contract, este trimis de DNA în judecată. Mă rog, este un proces în care, în justiție, asupra căreia nu pot să mă pronunț, dar totul a plecat, și eu am spus în 2016, dar la prețurile foarte mari care au fost prevăzute în contract. Noi va trebui urgent să intrăm într-un modul de renegocierea acestor contracte, care sunt contracte comerciale, din două perspective. Prima perspectivă o reprezintă calitatea serviciilor pe care firmele acestea care desfășoară contractele le acordă. Și doi, va trebui să stabilim niște mecanisme de control a prețurilor pe care ei le percep și pe care noi le plătim, de așa manieră încât se corespunde calității. Acum, referindu-mă la termoficare, este o situație cu totul și cu totul specială. Cum stăm cu termoficarea, ca să vedeți tabloul de ansamblu? Constanța în 1989 avea acordate la sistemul de termoficare 105.000 de apartamente și case, deci 105.000 de consumatori. În momentul de față sunt între 55 și 60.000. Tot în momentul de față avem o gigacalorie foarte scumpă de 538 de lei. Este adevărat că primăria subvenționează de la 250 până la 538 de lei, urmând ca cei care beneficiază pe timp de iarnă de căldură să plătească numai 250 de lei pe gigacalorie. Subvenția asta, noi trebuie să spunem, chiar dacă, mă rog, e bine că se dă și o să vedem de ce, grevează partea de investiții, pentru că nu e așa, se ia din bugetul de venituri și se duce către această subvenție, micșorând partea de capital, de investiții. Dat fiind faptul că sistemul nu a fost modernizat, nu a fost retehnologizat, în special CET-ul, suntem în situația că binomul acesta, CET, cel care produce căldura, și RADET, cel care o distribuie, este un binom aflat în insolvență. CET-ul aparține de Ministerul Energiei, RADET-ul este o regie în subordinea Consiliului Local, deci a primăriei la modul general. Avem, cum spuneam, racordate 55.000 de apartamente, 55.000 de consumatori. Restul s-au debranșat și și-au făcut propriile centrale de apartament. Abordarea mea este următoare. Nu putem lăsa sistemul de termoficare să se degradeze și binomul CET-RADET să intre în falimat. Pentru că înseamnă că îl pierde.
trebuie să-l retehnologizăm, măcar pentru consumatorii actuali. Dacă vor continua să se debranșeze, atunci nu va mai fi încărcarea necesară pe sistem. Și atunci, sunt trei probleme. Există o problemă juridică, există o problemă tehnică și există o problemă de finanțare. Rezolvarea problemei juridice este următoarea. Trebuie creată o nouă companie energetică în subordinea primăriei, care să înglobeze CET-ul și RADET-ul. Însă nu trebuie să se facă o fuziune, pentru că am înțeles că juridic este greu. Trebuie să se facă un transfer de business, transfer de afacere de la CET și RADET către noua companie pe care o creăm. Soluția tehnică este, și eu am făcut o vizită chiar săptămâna trecută la CET și m-am întâlnit cu directorul general și cu tot staful de conducere, inclusiv cu liderul sindical. Soluția tehnică este simplă. CET-ul va fi retehnologizat, vom crea un sistem sacet de generare cu o generare în regim de înaltă eficiență, cu randamente de 60% și peste. El va produce în primul rând energie electrică pe care o vom distribui în rețeaua de energie electrică a țării, așa cum era odată, și ca produs secundar apa fiartă, care se va duce prin RADET și va ajunge la cetățeni, fie sub formă de căldură iarna, fie sub formă de apă caldă la robinet sau la duș. Deci soluția tehnică există. Sigur că vom schimba și toate traseele de tubulaturi care nu traversează marele bulevarde, deci nu vom deranja foarte mult pe cetățeni prin schimbarea traseelor de tubulaturi, dar vom face o chestiune temeinică pentru 30-40 de ani. Iar partea de finanțare este foarte simplă. România a acumulat în momentul de față, prin programul Green Deal, din vânzarea certificatelor verzi, 7,5 până la 8 miliarde de euro. Acolo se depun proiecte, iar proiectele de tipul ăsta, de modernizarea termoficării în orașele mari, sunt absolut eligibile, iar proiectele sunt finanțate după sistemul primul venit, primul servit. Adică există și partea de finanțare. Sigur că eu, unul, îmi propun ca să modernizăm sistemul acesta și să creăm posibilitatea ca cetățenii sau instituțiile publice, dacă vor dori, gratis, fără să le percepem bani, după ce îl vom moderniza, să se rebranșeze la sistemul de termoficare. Să știți că sistemul de termoficare despre care vă vorbesc nu este ceva revolut. În momentul de față, Viena trece toată la termoficare. Nu vom obliga cetățenii, așa cum greșit răspundesc unii zvonuri, sigur, pentru a decredibiliza proiectul meu. Nu vom obliga cetățenii să se rebranșeze. Dacă doresc, bine. Dacă nu, nu. Nici nu-i vom împiedica să se debranșeze, cum se întâmplă în momentul de față. Noi vrem ca niște standarde normale într-o economie de piață să creăm un serviciu, iar dacă cetățenii vor dori să se rebranșeze, bine, dacă nu, nu. Eu cred că după ce aceste centrale termice de bloc își vor fi epuizat perioada de valabilitate, când cetățenii vor fi nevoiți să și le schimbe, când vor analiza prețul necesar, coroborat cu prețul gazului, știu eu cât va fi la vremea aceea, coroborat cu diferitele taxe pe care trebuie să le plătească, pentru că sunt taxe de dioxid de carbon, de poluare, vor găsi în sistemul acesta de termoficare o variantă mai ieftină și mai bună.